noi controverse legate de Liviu Dragnea, ce dezvăluiri face presa americană despre subliniereful PSD, milioane de dolari sunt în joc. Un important lobbyist, om de afaceri american ce a oferit finanțări pentru campania electorală a lui Donald Trump, Elliot Brody, semnatarul invitației în baza cererii a Liviu Dragnea sublinierei Sorin Grindeanu au participat alături de noul lider de la Casa Albă la o masă organizat la Trump International Hotel, a continuat apoi să fac lobby pentru a încheia în România contracte în sectorul apărării, scrie The New York Times. Documente citate de ziar la 25 martie dezvăluie ce Brody, în calitate de vicepresubliniere al Comitetului de Finance pentru ceremonia de investire a lui Trump, a aranjat invitații la petrecerile organizate cu acest prilej pentru liderii SRI cu care compania sa Circinus a lucrat pentru a semna contracte sublinierei. În unele cazuri a prezentat invitațiile într-o manieră ce sugera ce acestea au legături cu dorința cererilor liderilor respectivi de a face afaceri cu Circinus, conform Ager Press. Brody a înlesnit contacte sublinierei de plasări în SUA ale unor politicieni SRI care l-ar fi ajutat să încheie contracte, mai notează publicația The New York Times, menționând sublinierei invitația la un party la hotelul din Washington al lui Trump pentru un parlamentar român acuzat de corupție, care a postat pe Facebook o fotografie cu presubliniere dintele. Elliot Brody a des subliniere urat afaceri în mai multe țări, precum Emiratele Arabe Unite sau Congo, Angola, valorificând plasarea sa în anturajul noului presubliniere dintre american. În schimb, susține acea sublinierei publicație, Trump ar fi trecut cu vederea un scandal de corupție privind un fond de pensii în care este acuzat Brody. După alegerea lui Trump, afacerile lui Elliot Brody din SRI s-au extins, mai ales în Orientul Mijlociu, el deschizând sublinierei în România o filială societății sale specializate în afaceri în sectorul apărării, Circinus, conform presei. Tot în sublinierei, el nu are o subliniere IT în să obțin contracte în România, afirm o persoană din anturajul său, notează The New York Times. Făcând referire la presa din România sublinierei la persoane ce cunosc procesul contractual, ziarul mai scrie ce societatea s-a încheiat luna trecută un acord cu o companie românească de stat din sectorul apărării ce pare ce îi deschide calea pentru contracte estimate la peste 200 de milioane de dolari. De pagini din mail-uri despre contactele sublinierei afacerile lui Brody au fost oferite publicației de Times de către un grup anonim ce se declară ostil lobby-ului prin care Brody susține politicile americane în Orientul Mijlociu. Reprezentanții săi afirm că aceste documente au fost sustrase de hackeri care lucrează pentru Qatar, drept represalii pentru eforturile sale de a contura la Washington o opoziție împotriva Qatarului, rivalul regional al sublinierei Arabiei Saudite.